ultima etapă de campionat, dar nu final de sezon pentru noi. Un meci de vacanță, dar un meci super reușit. Cei care, sigur de lucrul ăsta, cei care au venit la meci și care au urmărit meciul ăsta au plecat văzând fotbal. Ambele echipe au jucat un fotbal foarte deschis, foarte ofensiv. Am făcut un meci bun, pentru că consider că și ultima impresie contează. Ultima impresie, vorbesc de meciurile de campionat. Am dat șansă în ultimele două etape unor jucători tineri, jucători de perspectivă în cadrul clubului nostru. Foarte mulțumit de evoluția lor, cu un plus pentru Nechifor Andrei, care în ultimele două etape a jucat titular și a jucat 90 de minute și a fost unul dintre cei mai buni jucători de pe teren. Nu s-a văzut în niciun moment al jocului, nu s-a văzut că vine de la echipa a doua. Miercuri, finala cupei. Miercuri, finala cupei. Obiectivul nostru principal după etapa a doua, după meciul cu Poli din începutul returului de campionat. Deci, conducerea clubului mi-a trasat ca obiectiv clasarea locului 2 în campionat și câștigarea Cupei României, faza de județeană. Primul obiectiv nu l-am atins. Al doilea obiectiv îl vom atinge.